Hello, hello, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip pe Trip Travel Live. Înainte de a intra în subiectul clipului, nu-mi doresc de la voi decât un like, share, subscribe și vă mulțumesc pentru asta. În clipul de astăzi vom afla și vom vedea 10 monumente istorice, unele dintre cele mai frumoase din lume. Clădirile vechi, templele sau sculpturile mărețe sunt fascinante nu numai prin frumusețea lor semnificativă și ne fac să ne gândim la tehnologiile folosite de culturile din trecut. Ce trebuie să știți este că acest clip nu este un top al monumentelor. Orașul antic Chichen Itza este cel mai vechi oraș din peninsula Yucatan. Situat la 120 de km de capitala regiunii, Merida, și la 205 km de stațiunea populară Cancun. Templul lui Kukulcan este considerat unul dintre cele mai faimoase din lume. Orașul a fost centrul civilizației Maya din perioada clasică târzie până în cea clasică terminală și spre începutul perioadei postclasice. Ruinele Chichen Itza aparțin guvernului federal mexican, dar pământul pe care sunt situate monumentele este proprietatea privată a familiei Barbaciano. Moscheea Hagia Sophia din Istanbul, Turcia. Prima biserică de pe acest loc a fost construită de Constantin cel Mare în anul 325, dar a ars într-un incendiu în anul 404, apoi a fost reconstruită de Teodosiu al II-lea peste 9 ani. Din păcate, biserica a fost din nou arsă în anul 532, în timpul unei răscoale. Din anul 537, clădirea a rămas la fel, fiind reconstruită în timpul împăratului Justinian I. Astfel, acest monument istoric a suferit 3 schimbări majore: bazilica, moschee și muzeu. Petra, orașul de piatră din pustiul Iordaniei. Sculptată în stâncă, Petra este cunoscută sub numele de Trandafirul Deșertului. Totodată, întregul oraș Petra este antic, fiind unul dintre cele mai celebre situri arheologice din lume. Turiștii sunt atrași de templele săpate direct în stâncă, iar cel mai cunoscut dintre acestea este trezoreria. Petra a fost capitala nabateenilor, care erau o uniune de triburi nomade arabe antice, și a fost cucerită de romani în anul 106. Orașul era un loc important pentru rutele comerciale din Orient, dar romanii au reușit să-i cucerească tăind aprovizionarea cu apă. Colosseum din orașul Roma, Italia. Monumentul istoric aflat în centrul Romei este unul dintre cele mai vizitate locuri de turiști din întreaga lume. Este considerat cel mai impresionant monument al Imperiului Roman. Arena extraordinară ar fi putut să găzduiască 50.000 de spectatori pentru a urmări luptele gladiatorilor. Construit în anii 70, Colosseum este patrimoniu roman minunat. Piramidele din Giza, Egipt. Aceasta este cel mai vechi monument al celor 7 minuni ale lumii antice. De-a lungul timpului, piramidele de la Giza au provocat imaginația turiștilor numindu-le Munții Faraonului.
În prezent, Marea Piramidă este inclusă în regiunea turistică a platoului Giza, unde se află și muzeul ce găzduiește barca solară, plină de mister, descoperită de-abia în anul 1954. Wat Pra Sisampet din Thailanda. Templul regal, construit în anul 1448, a fost cel mai sfânt templu al aparatului regal din orașul Ayutthaya, situat la 85 de km de Bangkok, care a fost distrus complet de birmani în anul 1767. Înainte de distrugere, templul avea o structură impresionantă, având mai multe statui care subliniau importanța religiei pentru popor. Angkor Wat din Cambodgia. Monumentul a fost construit în secolul al XII-lea și este cel mai mare complex hindus, precum și cel mai mare templu religios din lume. A fost construit pentru un rege local și reprezintă un model de arhitectură khmera. Acest loc arheologic a devenit un simbol al Cambodgiei, care apare pe steagul său național și este prima atracție a țării pentru vizitatori. Totodată, templul Angkor Wat a fost construit pentru a reprezenta muntele Meru, considerat lăcașul zeităților hinduse. Insula Paștelui, din sud-estul Oceanului Pacific. Insula Paștelui este o insulă polineziană din sud-estul Oceanului Pacific, faimoasă pentru cele 887 de statui monumentale, denumite Moai, statui create de către primii locuitori ai insulei. În perioada modernă, insula a servit ca avertisment în ceea ce privește degradarea mediului și cea culturală, la care se poate ajunge prin exploatarea irațională a resurselor. Sculptate de oamenii din Rapa Nui, sculpturile monolitice au fost făcute între anii 1250 și 1500. Oamenii de știință încă nu sunt siguri cum au fost făcute și aduse aici aceste figuri uriașe. Machu Picchu, din Peru. Aflat în inima unui lanț de munți, Machu Picchu există de mai bine de 5 veacuri lângă râul Urubamba, în regiunea Cusco. Orașul a fost construit în secolul al XV-lea și este cel mai interesant patrimoniu al civilizației Inca. În anul 1911, ruinele orașului au fost redescoperite de către arheologul Hiram Bingham. Legendele și miturile spun că Machu Picchu era un loc sacru și secret, iar incașii au reușit să-l transforme într-un orășel minunat.
Taj Mahal, din India. Cel mai faimos monument închinat iubirii. Împăratul Shah Jahan a construit această minune de marmură albă în memoria soției sale. Taj Mahal este situat în orașul Agra, din India, și a fost construit între anii 1630 și 1653. Se presupune că 20.000 de oameni au muncit pentru construcția acestui monument istoric. Complexul mai cuprinde, în afară de palatul propriu-zis, și o moschee. În anul 1983, Taj Mahal a devenit parte din patrimoniul mondial UNESCO și rămâne și până astăzi printre cele mai cunoscute și frumoase monumente din lume. Eu vă mulțumesc pentru vizionarea clipului, like, share, subscribe și ne vedem data viitoare! Salutare!